Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea efectuează împreună cu cei de la ISU Argeș și Garda Națională de Mediu acțiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate râurile și afluenții acestora. În perioada 19 martie-19 aprilie 2012, la nivelul județului au fost constituite 3 comisii mixte, formate din reprezentanții celor 3 instituții, cu scopul de a diminua eventualele pagube materiale și pierderi de vieți omenești care pot fi provocate de inundații. Până acum au fost verificate 36 de localități argeșene, fără a fi aplicate sancțiuni. În această perioadă efectuăm acțiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă. În perioada 19 martie-19 aprilie s-au constituit 3 comisii mixte, formate din reprezentanța IABA Argeș-Vedea, reprezentanța ISU și reprezentanța Gărzii Naționale de Mediu. Ei au sarcini de verificare a existenței depozitelor de deșeuri și materiale lemnos pe malurile cursurilor de apă, verificarea existenței depozitelor de materiale lemnos pe formațiunile torențiale, modul în care au fost realizate întreținute pe șanțurile și rigorile de scurgere de apă pluviale în localități. Se pare că primările se țin de treabă. Acolo unde vor fi găsite nereguli și nu vor fi respectate termenele stabilite, reprezentanții comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu vor aplica sancțiuni drastice celor cu responsabilități în salubrizarea cursurilor de apă.